În perioada 21-26 august, la Brașov se va desfășura turneul internațional de handbal juniori, Cupa Fan Sports 2017. Competiția sportivă va reuni la linia de start 22 de echipe, printre ele numărându-se și echipa de handbal junior 3 masculină a Clubului Sportiv Școlar Megidia. Cupa Fan Sports are loc în fiecare an la Brașov, fiind cel mai mare turneu de pregătire pentru juniori organizat la noi în țară. Competiția se va desfășura în două etape, categoria 1 desfășurându-se în perioada 21-26 august, la care participă echipe de handbal junior 1, 2 și 3, iar categoria 2, care se va desfășura în perioada 27-31 august, la care vor participa doar junior 4 și mini handbal. Megidia va fi prezentă la această competiție internațională cu echipa de junior 3 masculin a Clubului Sportiv Școlar. Juniorii 3 ai Clubului Sportiv Școlar Megidia, secția de handbal, participă săptămâna viitoare la turneul internațional Cupa Fan Sport Brașov. O competiție interesantă pentru noi, este o onoare pentru noi să fim invitați la această competiție, ținând cont că participă 22 de echipe, atât din România cât și din străinătate. Ne dorim o evoluție cât mai bună la acest turneu, ne dorim să experimentăm noul sistem de joc, ținând cont că de anul acesta juniorii 3 vor juca o repriză cu apărare avansată. Ne dorim să obținem rezultate bune și să ne întoarcem de acolo cu cât mai multe victorii. Cu ce echipe vom juca? Primul meci îl vom juca cu Roman, al doilea îl vom juca cu LPS Brașov, cu Steaua București, o echipă cu care am fost și anul trecut în serie. Vom avea foarte multe meciuri în funcție de evoluția noastră. Este prima competiție internațională la care participă juniorii 3 în această formulă? Așa este, este singura competiție internațională la care am participat până acum. Copiii sunt foarte nerăbdători să participe la această competiție. Chiar dacă este un turneu puternic în compania unor echipe valoroase din țară și străinătate, pentru handbaliștii din Megidia, orice eveniment, orice competiție constituie o provocare pe care și-o asumă cu toată responsabilitatea. Vom participa la o competiție la Brașov internațională. Suntem în grupă cu Brașov, Steaua, Ploiești și Roman și sperăm să câștigăm turneul și să perfecționăm un nou regulament al jocului. Cred că va fi o competiție foarte grea deoarece vor veni foarte multe echipe, vom încerca să ne adaptăm la noul regulament al juniorilor 3 și să jucăm cât mai bine. Este prima competiție internațională la care participați? Da, este prima competiție internațională la care participăm sau particip. Ai emoții? Foarte mari. Această competiție reprezintă un nou mod de a învăța, de a experimenta jocuri cu alte echipe, a perfecționa noua regulă din sport, apoi a avansat prima repriză și cam atât. Care sunt regulile? Că ne spuneai că noua regulă. Ce reguli se schimbă? În prima repriză trebuie să stăm în afara 9 metrului. Nu avem voie să intrăm în 9 metri doar cu adversarul și cam atât. Ne antrenăm pentru un nou campionat, să începem campionatul cât mai bine, cu rezultate foarte bune și încercăm să anul acesta să luăm medalii. Ce poți să ne spui despre competiția internațională la care urmează să participați? Este un nou mod de antrenament, să zic așa, de pregătire, în care trebuie să ne perfecționăm și să jucăm cât mai bine pentru noul stil de joc. Toți colegii tăi ne povesteau că este un nou stil de joc. Ce aduce nou acest turneu? Noul turneu aduce noua pregătire, adică apărarea în afara 9 metriului, prima repriză și asta ar însemna să ne apărăm om la om, ceea ce este destul de dificil. La toate meciurile susținute, handbaliștii megidieni au reușit să se mobilizeze și să facă meciuri frumoase în teren, iar acum sunt încrezători că munca depusă la antrenament se va concretiza în rezultate pozitive în derbiurile ce le vor susține la turneul internațional de handbal junior Cupa Fan Sports.